Elevii care au finalizat 8 clase au susținut săptămâna trecută cele două probe din cadrul evaluării naționale și sâmbăta trecută au aflat și rezultatele parțiale, care, conform numărului mic de contestații, se pare că nu au creat nemulțumiri sau au fost considerate realiste. Astăzi se afișează rezultatele finale de la examenul de evaluare națională pe care l-au susținut absolvenții clasei A8-a. S-a finalizat, desigur, etapa de contestații. La nivelul județului Giurgiu au fost depuse 38 de contestații, 25 la matematică și diferența la limba și literatura română. 14 dintre acestea au fost rezolvate în favoarea elevului, respectiv a condus la mărirea mediei pe care candidatul a obținut-o la examenul de evaluare național. Până la aflarea clasamentului național mai avem, se pare, de așteptat circa 2 zile. Pe data de 3 iulie, școlile trebuie să au termen limită de a prezenta la Inspectoratul Școlar situația mediilor de admitere ale elevilor, ale candidaților de la examenul de evaluare națională și pe data de 4 iulie va fi afișată ierarhia la nivel județean. Notele afișate însă la avizierele școlilor nu sunt însă deloc îmbucurătoare. Rezultatele slabe sunt reflectate și în mediile de admitere din ce în ce mai mici, înscrise în ghidul autorizat de Inspectoratul Școlar Județean și, evident, de Ministerul Educației.